Oameni buni, următoarea mea invitată a venit să ne cânte ceva la chitară. Nu, 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 nu. Ea e cunoscută în online datorită blogului său, dar acum se pregătește să devină cunoscută și în afaceri. O cheamă Ioana Dumitrache. Este acum aici să ne spună cum a reușit să-i convingă pe lei din Imperiu să investească în noul ei business. Dacă vă aduceți aminte, și noi am investit în Ioana acum câțiva ani când o invitam la emisiune. Iată, am crezut în ea și iată, s-a dus să le ia banii leilor. Foarte frumos, s-o poftim! Bine ați revenit la noi la emisiune. Am revenit. Sărut mâna. Ce faci, Ioana, dragă? Foarte bine. Să luăm un loc. Parcă altfel, cum să spun, ne privești când știi că ai fost la Imperiul Leilor și ai dat lovitura, corect? Așa e. Merlin Moreau, oameni buni, vă mai aduceți aminte? Cred că a fost una dintre primele emisiuni unde ai venit, nu? Da, așa este. Mă simt ca acasă la tine. Asta mă bucur și eu. Iată, fiica noastră, oameni buni, după ce a venit prima dată aici la emisiune, s-a făcut cunoscută publicului, s-a dus și le-a luat banii leilor. Așa am făcut? Așa am auzit? Așa, te-ai auzit bine? Am auzit bine? Te-ai dus în fața lor curajoasă și le-ai zis: băi băieți, am o idee de afaceri. Am o afacere deja. Dimpotrivă, am o afacere mai mult. Da. Cât le-ai dat din afacerea ta? Suntem încă în negocieri, dar le-am oferit 20%. 20%? Cine se bate pe cei 20%? Cine s-a bătut? Sau cine s-a bătut? Am avut patru oferte foarte bune și am fost foarte încântată. Și l-am ales pe domnul Felix Pătrășcanu. Ok, perfect, pentru că afacerea Ioanei, oameni buni, este în domeniul vestimentar. Da, eu fac haine pentru toate măsurile de la 36 la 54, pentru că eu consider că toate femeile, indiferent de siluetă, merită să se îmbrace frumos. Adică tu spui că pe piață nu prea există haine pentru persoanele mai plinuțe? Nu prea există haine și nu există haine frumoase, haine colorate, haine tinerești, haine care să pună în evidență silueta și nu haine terne. Găsești saci. Pur și simplu îți pun așa mult material pe tine ca să te ascunzi, pentru că oamenii... Tu ai avut problema asta? Exact. Și de aici ți-a plecat și ideea de afaceri. Da, mi-am dorit întotdeauna haine frumoase, haine în stilul meu. Nu găsești așa ceva în magazine. Păi și cum ai făcut? La un moment dat ai încercat să slăbești de mai multe ori, țin minte, nu? Am slăbit 40 de kilograme, m-am menținut 6 ani și jumătate... Cam 6 ani. A venit pandemia, am avut și eu mult timp liber, ca mulți alții. Și deja avusesem 2 colecții de haine, tot așa plus size, cu o mare fabrică din România. Dar eram foarte limitată și eu sunt o persoană foarte creativă. Și mă limitau la 5 măsuri, la anumite piese. Și atunci am zis eu, dacă tot stau acasă, nu-mi fac eu brandul meu. N-am știut ce înseamnă, să fiu sinceră. Și mi-am făcut propriul brand în pandemie. În pandemie te-ai mai și îngrășat la loc? În pandemie m-am îngrășat un pic. Adică să visei 40 și cât ai mai pus la loc? Am mai pus 3-4 în pandemie. Destul de acceptabil. Da, după aceea am fost la surf, că mie îmi plac sporturile, adică eu sunt un om activ. Și am avut așa un mic accident la picior și n-am mai putut să merg câteva luni. Și am mai pus câteva kilograme în perioada aia. Apoi business-ul a venit peste mine, pentru că eu de fapt mi-am dorit să fac haine. Îți zic sincer. Eu mi-am dorit să fac haine. În primul rând să te îmbraci pe tine. Exact. Să-ți placă ție. Exact. Nu, a venit, cum să zic, afacerea a venit peste mine. Că nu știam exact ce înseamnă să ai o afacere. Și m-am implicat foarte mult în afacerea mea în ultima perioadă, special în ultimul an și jumătate. Și chestia asta s-a văzut, pentru că a crescut foarte mult business-ul, dar m-am și neglijat pe mine și am mai luat niște kilograme. E adevărat, am dat o parte din ele jos și de la emisiune până acum, dar asta sunt eu, într-o continuă luptă cu kilogramele și multe alte femei sunt în situația mea. Și te-ai dus la lei, mi-ai văzut deschiși pe treaba asta și da. Să investească. Da, și i-am convins. Asta ce înseamnă? Că tu de acum încolo vei avea mai multă putere să produci haine pentru persoanele supraponderale. Și bărbați și femei sau doar pentru femei? Nu, doar femei. Da, asta mi-am dorit. Să pot să mă extind. Eu livrez și internațional, nu doar național. Și mi-am dorit să am o putere mai mare ca să pot să satisfac cererea. Să accelereze afacerea, să crească mai bine. Exact! Asta mi-am dorit. Și acum o să muncești și mai mult. În planul meu de afaceri, de dezvoltare, este și mărirea echipei, pentru că foarte mult timp am fost one woman show, ca să zic așa.
Și ei erau mirați, cum adică tu ai făcut toate lucrurile astea singură? Și zic, da, singură. Și nu ai investit nici măcar un euro în promovare? Și zic, nu, n-am investit niciun euro, am făcut totul cu puterea comunității mele și vorbă, din clientă în clientă. Și cât ai vândut când nu aveai? Adică, ca să înțeleagă oamenii ce înseamnă atunci când îți dorești ceva și nu-ți faci cine știe ce reclamă, dar din vorbă în vorbă, datorită comunității pe care ai dezvoltat-o, ai reușit să vinzi de cât? Să știi că în primele 6 luni, când încă eram în pandemie, deci era al doilea jumătate de an de pandemie, ca să zic așa, a doua jumătate de an de pandemie, am vândut în 6 luni 600 de rochii. Că mi-amintesc că i-am dat un mesaj tatălui meu, uite tati, am vândut 600 de rochii în șase luni. Foarte mult. Fără să am un magazin online, fără să am un shop. Adică deci eu un an de zi... Puneam pe Facebook sau pe Instagram, uitați, am lansat rochia asta, o am pe măsura asta și asta, atâtea bucăți. Pentru că nu-ți imagina că la început am avut mulți bani, am scos și eu un 36, un 38, un 50, un 54, că de atât am avut bani la început. Și le vindeam, mai făceam altele și tot așa a crescut business-ul. Și acum? Acum ai fac... angajați acum? Am angajatul lunii, ca așa o numesc eu pe mama mea, care s-a pensionat și s-a angajat la mine. Pentru că cea mai mare încredere poți să ai în cei din familie acolo. Poți să te înțelegi bine cu dumneai. Să știi, deci că... tu ești șefa mamei tale. Da, acum. Eu sunt șefa mamei mele. Chiar glumesc uneori că vine la mine și îmi zic ce... Auzi, puișor, ce să faci? Și zic, mama, sunt șefa ta. Nu mai vreau să aud cuvântul ăsta, puișor, da? Exact. Hai încă o dată și vine și ce, bună ziua, șefa, ce putem face? Se schimbă. Da, exact. Este ca o afacere de familie, pentru că și tata se implică. Tata încă mai lucrează, dar după muncă să știi că face drumuri la atelier, ia rochii, le aduce, face pe șoferul, vine cu noi la târg. Deci tu iei materiale de la diferiți furnizori, ideile tale creative, le duci la o croitorie și așa faci rochia? Nu, am creat o echipă. Am creat o echipă mai mare și deja lucrăm împreună de foarte mult. De niște ani, de 3 ani, că eu de 3 ani am business-ul ăsta. Am intrat deja în anul 4. Câți bani ai luat de la lei? De la leu? Am negociat, am cerut în emisiune 60.000 de euro, dar în continuare suntem în negocieri, poate iau chiar mai mult. Ok, deci nu te lași. Nu mă las. Domnul Felix Pătrășcanu vede potențialul, mă înțelege și cred că vom face niște lucruri foarte, foarte frumoase împreună. Super tare. Deci, oameni buni, iată ce înseamnă practic să ai o idee, să lupți pentru ea, să încerci tu să vinzi pe Facebook, pe la comunitate, exact, din ușă în ușă, exact. Și apoi să ajungi și la o emisiune care să investească în tine. Da. Cu dragostea, cum stai, Ana? Stau foarte bine cu dragostea. Da. De data asta chiar pot să mă combin, pentru că acum ai cale liberă. Adică... ai mai încercat tu, n-a fost chiar momentul. Eu am zis mereu când vii aici să te întreb cum e cu dragoste. Deci acum da, există văzut, cineva? Da, am văzut. Poftim? Acum există cineva? Acum nu există. De asta zic, poți să te implici. Deci acum mă rog, vreau să fiu Cupidon, da? Da, te rog. Perfect. Păi știi cum e, trebuie să-ți meargă bine și sentimental ca să poți să meargă bine și în afaceri. Sau uite, vezi, dacă ești prea mult în afaceri, mai ai timp de sentimental. Uite că m-ai prins. De asta? Da. Care e cea mai scumpă rochie pe care ai vândut-o? Cea mai scumpă rochie, nu sunt foarte scumpe rochiile mele, pentru că eu am prețuri de la 300 de lei la 550. Cea mai scumpă, 550. În străinătate, unde ai vândut cel mai departe? Cel mai departe e în Canada. Am vândut în Statele Unite și în Canada și nu doar o singură comandă, așa să zic, am dat una și asta a fost. Și am cerere și din Emirate, dar încă nu am găsit, n-am găsit o soluție pentru infrastructura de transport. Sper ca aici să intervină domnul Pătrășcanu. Îți dai seama că asta e ideea, pe tine te costă mai mult transportul să trimiți rochia acolo decât rochia în sine. Da, așa e. Dar oricum când comandă fetele din SUA, din Canada nu sau chiar tată, din UE, nu comandă o rochie. Comandă, pune o comandă sănătoasă. Știi ce-ți doresc? Să ai mult succes, să ai multă baftă și într-o bună zi să fii tu pe scaunul leilor de acolo. Adică afacerea ta să funcționeze atât de bine. Mulțumesc. Și într-o bună zi să fii tu acolo. Sper să se întâmple așa și îți mulțumesc că mă vezi acolo. Păi da, pentru că ești ambițioasă și asta le spun și celor care se uită la emisiunea noastră, să nu se dea bătuți, sunt oameni care zic, da, bine, lasă, voi vorbiți că aveți. Uite, tu erai o persoană care ai plecat de la nimic, n-aveai nimic. Nu, n-aveam nimic. Doar dorința de a face rochii pentru persoanele supraponderale. Da, rochii frumoase, haine frumoase. Asta ai făcut-o tot de tine, normal, nu? Normal. Și materialul e foarte...
Da, și pentru femeia modernă, care nu are așa de mult timp să calce, să stea, să le... Aleg materiale de calitate, care nu prea se șifonează, care sunt rezistente în timp, că trebuie să investim inteligent banii noștri, nu să purtăm haina un sezon, două, și după aceea să se degradeze, să o aruncăm, să o purtăm ani de zile. Deci ăsta e model desenat de tine? Da. Haideți să-l vadă și cei de acasă, că ar fi păcat, da? Deci, oameni buni, iată, așa stau lucrurile în ceea ce privește pe Ioana. Ioana, îți mulțumim mult și te mai așteptăm cu mare drag și să ai succes, da? Îți mulțumesc tare mult, revin cu drag. Și să cucerești lumea asta, bine? Așa, ăsta e planul. Mulțumim mult de tot, Ioana. Mulțumesc. Baftă. Mulțumesc. Succes. Ioana, deci Imperiul Leilor, ați aflat, a dat lovitura, pentru că este foarte ambițioasă și foarte dornică să reușească. Acum am văzut, Măciuca, ai văzut că avea un pantof alb și unul negru? Ha, deci, n-am văzut. Da, mă, și acolo e da, trendul. Pantof alb, pantof negru, adică perfect, uite, vezi? A? Foarte mișto. Asta e. Ioana se descurcă și este o fată foarte hotărâtă să reușească. Îi dorim succes.